Am zis ca să nu vă rămân dator. Ultimul. Fir întins, salut, la mulți ani. Salut, 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 salut. Trevidian, vorbește frumos, salut, Bobo. Ionuț Marian, sunt on, da. Ziceam că am zis să fac un ultim live. E destul de ciudată treaba că suntem în prima zi de... În prima manșă de la Cupa Pescarilor, Cupa Cetățenilor Particulari. Sunt cu vărul meu pe barcă care tot insistă. Am testat toate giugerele posibile și toate ringurițele. Suntem ultima curcă. N-am prins nimic, n-am avut niciun atac. Cu toate astea am fost primii care am luat, știu că când am ajuns, dar uite că acum nu se mai întâmplă. Toți au prins. Deci inclusiv tata. Deci toată lumea prinde, eu nimic. Nu mai arăcea la asta, stați liniștiți. Salut Bobo Nicolas Game, Constantin Burlacu, salutare de la Buzău. Salut Buzău. Răzvan Pro, nu sunt pe plus. Salutare de la Dublin, acolo eu știu că mare. Talazul mare, nu te-a luat vântul pe sus? Nu ne-a luat, dar am pățit pe Isaac când ne-am întors după Kiril. Noi ne-am schimbat, acum suntem în hainele cele noi ale împăratului, că ne-a luat puțin... Ne-au luat varurile și ne-au făcut puțin cacao când ne-am întors după Kiril. Acum suntem deja la al doilea rând de straie. Salutare din Berlin, zice Liliana. Salut cu Forța Știință, luăm campionatul, da, luăm, zice Mihai Bogdan. Salut Popescu, salutare din Straja. Ești formidabil, zice, da, de ce oare? Fir întins, mulțumesc. Și din Petroșani și din Constanța, toată lumea, salutări. Suntem ancorați bine, da, dar... Acum suntem într-o japșă undeva din Pojarnia. Am găsit o japșă frumoasă, am stat și am mâncat un sălămic pentru că a fost ora prânzului cu pâinică, am băut o țuiculiță, dar în rest nu se întâmplă nimic. Activitate piscicolă gen nu. Și o să vedeți acum, uite, pe vârmă care există. Să vedeți giugeaua corespunzătoare. La ce dai mai acolo? Ce e? Da. O lingrămică. Atmosferă plăcută în zonă, adică nu e nici frig, nici cald, aici nu bate chiar foarte tare vântul că va insistă pe o japșă. Pe Pojarnia sunt deja valuri, pe Uzdina la fel, iar pe Isac aveau aproape 2 metri, așa că pentru unul ca mine care nu prea știe să conducă foarte bine barca, n-a fost chiar ușor și ne-am cam undat. Ia uitați Arsenal aici, frumos, pregătit. Deci am încercat la Dorado, am încercat la 6 grame, la 13 grame irlandeză, la care asta nu dai, ce vorbești, măi, dacă aș fi știu că pe asta n-aș refuza-o în viața mea. Și am de aici spinnerbait, mamă, cu toate culorile din nou, uite ce frumos face asta. Am avut și Dinamo, ce să mai... Sandra, uite asta e Sandra, pentru cei care nu știți, asta se cheamă Sandra, așa e genul ăsta Sandra. Sandra, stai și tu. A căzut. S-a dus la... S-a stat puțin că mi-a căzut la țuiculița aici. Da. Avem tot ce ne trebuie, ce să mai... Da. Luș, Iași, România, salut Abramovici, salut Daniel. Eu o să dau motor? Mi s-a părut, fiind întins. Avem trucul Bartea, exact. Bonta nu știu ce face, era dat niciun semn. E cu negreanu pe barcă și nu știu ce se întâmplă cu el. Da, bățul Gianni, dacă l-aveam, ăla era la fix, crede-mă. Salut! Da, trage să moare, exact, Victor Miu, nu prea am văzut coada, dar restul tot prind. Ce facem, ne mutăm? Schimb bățul? De la băție? Bățul era, nu? Schimbăm bățul, mă. Schimbăm bățul, că de la băție era. Eu nu că m-am oprit să vă fac vouă live, dar... Mi-ajunge de la 6, nu. De la 6. Dacă am zis de la 6, după aia o să credeți că doar de la 6 de miercuri. De miercuri de la 6. Azi e sâmbătă. Nu e, mă, frate, nu am ce-mi trebuie. Ce are, mă, bățul ăsta? Ce schimbă? Ce e ăsta? Repciuri? Ha? De la ala să fie? Mamă, și dă boli parca. Ia uitați ce a făcut, am avut o ancoră, n-aș să o scot. A făcut un omol pe aici, am băgat ancora în pânza aia. Ce să...
Nu e tot timpul de mine, să știți. Eu zic că îmi place, e frumoasă Delta, dar e mai frumoasă vara când e mai liniște, mai cald așa. Acum pe frigul ăsta e pentru oamenii, pentru bărbați puternici, gilet, adică nu e chiar așa. Salut, Steaua București, Luș, iar Bobiță, sperii peștii cu fesul ăla. Încă o parte de asta și te lași de pescuit. Nu mă las, că îmi place Damian, dar... Da, cum da, n-am cum să nu fiu dezamăgit, că sunt dezamăgit, că nu... Na. Salutări din Northampton, salutări, da. Steaua București, că vă bate duminică, FCSB ne bate duminică, Steaua București, nu... Ce? Ce aici? De Northampton. La buza stufului, nadă, carbit cu aromă de păstârnac. Da. Ia, ce ai? Dăm aici. Punem aici să vadă lumea în cameră. Dacă aș fi știu că a zice, Doamne, de când așteptam să mănânc așa ce jeleu. Da, jucăm ce se cânta, dar aștept. Forța știință, ale... Ha? Portocaliu, da. Nu dăm la curent, nu suntem în halul ăla. Forța Craiova, bine că nu bate vântul. Ce vor? Nu bate vântul. Da, bine, am înțeles ironia. Dar cer să țin mâna așa pe microfon să nu se aude. Vă mulțumesc, 240 de oameni care se uită acum la live-ul ăsta. Este și ultimul din Delta pentru că noi filmăm toată treaba asta cu drone, camere. O să fac un filmuleț foarte frumos pe YouTube și o să vedeți cam tot ce s-a întâmplat aici la prima ediție a Cupei Cetățenilor Particulari, am zis noi, pentru că se dovedește că noi suntem chiar cetățeni particulari, cel puțin. Eu. Mă lasă și semnalul de la net, mă lasă și răbdarea și încrederea. Mai am mâine o man și mă duc la ponton, măcar acolo am bere rece, am vin rece, prind vivar frumos. Ce să fac? Așteptăm de acum a doua ediție a Cupei. Da, Armand, o să vă ajut, o să vă anunț când se întâmplă a doua, pentru că o să fie deja lumea multă strânsă. Adică deja pleacă lumea pe sucă la voie frumos acasă și dacă nu e oricum aveți altă activitate de făcut. V-am lăsat, mă simțeam dator cu live-ul ăsta ca să nu credeți că am murit între timp și vreau să știți despre ce este vorba.